O saltă și bun, bine v-am regăsit data aceasta cu un scurt anunț informativ în care vreau să discutăm despre ce mi-am luat eu de Steam Summer Sale acum recent și ce o să mai facem pe viitorul canalului. Bun, vreau să vă prezint așa ce jocuri mi-am mai cumpărat de Steam Summer Sale. Deci avem așa, Hai să o luăm de la, de aici, de sus, de jos. Uh, The Witcher, Witcher 3. Uh, cred că l-am luat la 3 euro, ceva de genul. Deci, destul de epic, normal, un joc bun. O să-l jucăm la un moment dat. Avem aici Total War Shogun 2, un joc de strategie. O să ajungem și la el, cândva. Mi-am mai luat... Deci tot ce vedeți aici, sigur o să apară cândva ori serie, ori scurte gameplay-uri pe canal. Avem și Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Un joc foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. La fel, o să facem serie la el. Cred că anul ăsta. Bineînțeles, nu puteam să ratez Star Wars... Jedi The Fallen Order, foarte bun, cu povestimii și tot, de abia. aștept să încercăm și să facem serie. Aici, seria de Sons of the Forest este puțin timeout. nu am cumpărat-o acum, am luat-o mai de mult de anul trecut, am cumpărat jocul, e puțin pe, pe pauză, dar o să ne reapucăm de episoade că mai, mai avem mult de jucat. Am văzut că nu prea le place oamenilor, dar mie îmi place, o să mai continuăm. am luat o mică, mare pauză de la ea, dar putem să ne reapucăm oricând, asta e, pro, asta e, e faza bună. Avem Need for Speed Heat, tot așa, l-am luat acum, știți că eu am serie pe canal cu NFS. am luat-o de la Underground 1 și sunt momentan pe la NFC Shift automat când o să ne apropiem știm că avem jocul cumpărat, stăm fără griji. Așa, avem Middle Earth Shadow of War. Mamă, cât de... Mamă, e gigantic jocul ăsta, are 100 și ceva de giga, holy! Tare, oricum, n-am ce zice. Uh, a, uite că și arată. Pe 1 iulie mi l-am luat. Tot așa, am dat puțin pe el. Merită, am văzut că e un joc destul de bun. O să ne jucăm, o să fie totul foarte bine. Faptul că sunt multe DLC-uri mă enervează foarte mult chestia asta. Și mai avem Menofor, un joc de strategie foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult. O să încercăm la un moment dat pe canal, nu chiar în viitorul apropiat. Asta e un joc pe care îl joc eu mai mult off camera, sincer. Mai avem așa, Far Cry 6. Ei bine, până la Far Cry 6 am văzut că e la ofertă și am zis să-l iau până la Far Cry 6 avem Far Cry 5 și o să înceapă în curând seria, cam în 2 luni, 3, 4, maxim. FIFA, uh, nu știu, era prea ieftin ca să nu-l iau sincer. Și a de by daylight, ăsta este... Stai, ăsta nici măcar nu l-am, cred. Sau, da, nu l-am cumpărat, e de pe contul celălalt al meu. De ziul l-am cumpărat acum mult timp. N-are treabă. A, de fapt, stai. Nu, e tot așa. Pare că e instalat de pe celălalt cont. Nu contează. A, sta când l-am luat frățioare. Nici nu știu. Îți se arată când l-ai cumpărat? Nu <coughs> se arată când l-ai cumpărat? Ciudat. Oricum, nu l-am luat acum. L-am luat mai de mult. Nu face parte. Uh, Call of Duty Modern Warfare, până la Modern Warfare mai avem ceva timp, nu l-am luat acum, l-am luat anul trecut, e, e, uite ceva ce am luat acum, pe 11 iulie, nice, Borderlands 2, până la Borderlands 2 avem Borderlands 1, nu știu dacă l-am văzut sau ceva de genul, dar o să facem serie. O să facem serie și cu Borderlands 1. Începem așa frumos. A zis că toate seriile le iau în ordine cât de cât cronologică. Battlefield 5. și Battlefield 2042. Assetto Corsa este racing. Știți că e o serie de racing pe canal, pe lângă faptul că avem NFC, avem și curse de racing și pe, pe ce e construit canalul meu, pe Assassin's Creed în special. Avem Unity da, și Odyssey. Odyssey ce să zic? Mișto n-am ce zicem. Astea au fost jocurile fraților. Ca să știți la da, ce vă așteptați, sunt curios ce v-ați luat voi de pe Steam luna trecută că a fost timp Summer sale -ul. Și da, să nu mai ziceți că pirate jocuri. <laughs> glumesc, glumesc. Bine, nici nu prea mai piratez în ultima vreme, că n-am nevoie. Dar unele jocuri sunt cam vechi, fraților. Oricum, știți că am vreo 5 conturi de Steam. Ca să în caz că că știau unul, deși slabe șanse, măcar să le am pe celelalte. Dar în ultima vreme, cam tot ce vedeți pe canal e cumpărat. Cu mici excepții, gen mai vechi jocuri sau ceva de genul. Ar fi mișto să fie reduceri mai dese, dar asta e. Nu-i bai, nicio problemă. Uh, da, asta a fost un fel de infovideo care mai mult m-am dat mare, dar n-aveam de ce să mă dau mare. Doar v-am prezentat ce jocuri mi-am mai cumpărat acum. Unele sunt cu poveste, altele sunt online. Eh, merit merită cumpărate, mai ales de Steam sau Marseille. Vreau să ne formăm așa un obicei să să fac așa o prezentare în fiecare an îmi iau și 5-6 jocuri mișto și facem așa în fiecare an în timpul verii o prezentare a jocurilor cumpărate mișto